Capitolul 13. Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și a zis: când un om va avea pe pielea trupului o umflătură, o pecingine sau o pată albă care va semăna cu o rană de lepre pe pielea trupului lui, trebuie adus la preotul Aaron sau la unul din fiii lui care sunt preoți. Preotul să cerceteze rana de pe pielea trupului. Dacă părul din rană s-a făcut alb și dacă rana se arată mai adâncă decât pielea trupului, este o rană de lepră. Preotul care va face cercetarea să declare pe omul acela necurat. Dacă pe pielea trupului va fi o pată albă, care nu se arată mai adâncă decât pielea, și dacă părul nu s-a făcut alb, preotul să închidă 7 zile pe cel cu rana. A 7-a zi, preotul să-l cerceteze iarăși. Dacă îi se pare că rana a stat pe loc și nu s-a întins pe piele, preotul să-l închidă a doua oară încă 7 zile. Preotul să-l cerceteze a doua oară în ziua a 7-a. Dacă rana a mai scăzut și nu s-a întins pe piele, preotul va spune că omul acesta este curat, este o pecingine. El să-și spele hainele și va fi curat. Dar dacă pecinginea s-a întins pe piele după ce s-a arătat el preotului și după ce acesta l-a declarat curat, să se mai supune încă o dată cercetării preotului. Preotul îl va cerceta. Dacă pecinginea s-a întins pe piele, preotul îl va declara necurat, este lepră. Când se va arăta o rană de lepră pe un om, să-l aducă la preot. Preotul să-l cerceteze. Și dacă are pe piele o umflătură albă, dacă umflătura aceasta a făcut ca părul să albească și în umflătură este și o urmă de carne vie, atunci pe pielea trupului omului acestuia este o lepră învechită. Preotul să-l declare necurat. Să nu-l închidă, căci este necurat. Dacă lepra va face o spuzeală pe piele și va acoperi toată pielea celui cu rana, din cap până în picioare, pretutindeni pe unde își va arunca preotul privirile, preotul să-l cerceteze. Și dacă va vedea că lepra a acoperit tot trupul, să declare curat pe cel cu rana, fiindcă s-a făcut toată albă, el este curat. Dar în ziua când se va vedea în el carne vie, va fi necurat. Când preotul va vedea carnea vie, să-l declare necurat. Carnea vie este necurată, este lepră. Dacă se schimbă carnea vie și se face albă, să se ducă la preot. Preotul să-l cerceteze și dacă rana s-a făcut albă, preotul să declare curat pe cel cu rană. El este curat. Când un om va avea pe pielea trupului său o bubă care a fost tămăduită și pe locul unde era buba se va arăta o umflătură albă sau o pată de un alb roșietic, omul acela să se arate preotului. Preotul să-l cerceteze. Dacă pata apare mai adâncă decât pielea și dacă părul s-a făcut alb, preotul să-l declare necurat. Este o rană de lepră care a dat în bubă. Dacă preotul vede că nu este păr alb în pată, că ea nu este mai adâncă decât pielea și că a mai scăzut, să închide pe omul acela 7 zile. Dacă s-a întins pata pe piele, preotul să-l declare necurat. Este o rană de lepră. Dar dacă pata a rămas pe loc și nu s-a întins, este semnul rănii uscate unde a fost buba. Preotul să-l declare curat. Când un om va avea pe pielea trupului o arsură pricinuită de foc și se va arăta pe urma arsurii o pată albă sau de un alb roșietic, preotul să-l cerceteze. Dacă părul din pată s-a făcut alb și apare mai adâncă decât pielea, este lepră, care a dat în arsură. Preotul să declare pe omul acela necurat. Este o rană de lepră. Dacă preotul vede că nu este păr alb în pată, că ea nu este mai adâncă decât pielea și că a mai scăzut, să închide pe omul acela 7 zile. Preotul să-l cerceteze a 7-a zi. Și dacă pata s-a întins pe piele, preotul să-l declare necurat. Este o rană de lepră. Dar dacă pata a rămas pe loc, nu s-a întins pe piele și a mai scăzut, este o rană pricinuită de umflătura arsurii. Preotul să-l declare curat, căci este semnul rănii vindecate a arsurii. Când un bărbat sau o femeie va avea o rană pe cap sau la barbă, preotul să cerceteze rana. Dacă pare mai adâncă decât pielea și are păr galbui și subțire, preotul să declare pe omul acela necurat. Este râie de cap, este lepră de cap sau de barbă. Dacă preotul vede că rana râiei nu pare mai adâncă decât pielea și n-are păr negru, să închide 7 zile pe cel cu rana de râie la cap. Preotul să cerceteze rana a 7-a zi. Dacă râia nu s-a întins, dacă n-are păr galbui și dacă nu pare mai adâncă decât pielea,
cel cu râia la cap să se rade, dar să nu radă locul unde este râia, și preotul să-l închidă a doua oară 7 zile. Preotul să cerceteze râia a 7-a zi. Dacă râia nu s-a întins pe piele și nu pare mai adâncă decât pielea, preotul să-l declare curat. El să-și spele hainele și va fi curat. Dar dacă râia s-a întins pe piele după ce a fost declarat curat, preotul să-l cerceteze. Și dacă râia s-a întins pe piele, preotul n-are să mai caute să vadă dacă are păr gălbui, este necurat. Dacă îi se pare că râia a stătut pe loc și că din ea a crescut păr negru, râia este vindecată. Este curat și preotul să-l declare curat. Când un bărbat sau o femeie va avea pete pe pielea trupului, și anume pete albe, preotul să-l cerceteze. Dacă pe pielea trupului lui sunt pete de un alb gălbui, acestea nu sunt decât niște pete care au făcut spuzeală pe piele. Este curat. Când unui om îi va cădea părul de pe cap, este pleșuv. Este curat. Dacă i-a căzut părul de pe cap numai în partea dinainte, este pleșuv în partea dinainte. Este curat. Dar dacă în partea pleșuvă dinainte sau dinapoi este o rană de un alb roșietic, este lepră, care a făcut spuzeală în partea pleșuvă dinainte sau dinapoi. Preotul să-l cerceteze. Dacă în partea pleșuvă dinapoi sau dinainte este o umflătură de rană de un alb roșietic, asemănătoare cu lepra de pe pielea trupului, este lepros, este necurat. Preotul să-l declare necurat. Rana lui este pe cap. Leprosul atins de această rană să-și poarte hainele sfâșiate și să umble cu capul gol, să-și acopere barba și să strige, necurat, necurat. Câte vreme va avea rana, va fi necurat, este necurat, să locuiască singur, locuința lui să fie afară din tabără. Când se va arăta o rană de lepră pe o haină, fie haină de lână, fie haină de in, în urzeală sau în bătătură de in sau de lână, pe o piele sau pe vreun lucru de piele, și rana va fi verzuie sau roșietică pe haină sau pe piele, în urzeală sau în bătătură sau pe vreun lucru de piele, este o rană de lepră și trebuie arătată preotului. Preotul să cerceteze rana și să închidă 7 zile lucrul cu rana. Să cerceteze a 7-a zi rana. Dacă rana s-a întins pe haină, în urzeală sau în bătătură, pe piele sau pe lucrul acela de piele, este o rană de lepră învechită. Lucrul acela este necurat. Să ardă haina, urzeală sau bătătura de lână sau de in, sau lucrul de piele pe care se găsește rană, căci este o lepră învechită, să fie ars în foc. Dar dacă preotul vede că rana nu s-a întins pe haină, pe urzeală sau pe bătătură, sau pe lucrul acela de piele, să poruncească să se spele partea atinsă de rană și să-l închidă a doua oară 7 zile. Preotul să cerceteze rana după ce se va spăla. Și dacă rana nu și-a schimbat înfățișarea și nu s-a întins, lucrul acela este necurat. Să fie ars în foc, căci o parte din față sau din dos a fost troasă. Dacă preotul vede că rana a mai scăzut după ce a fost spălată, s-o rupă din haină sau din piele, din urzeală sau din bătătură. Și dacă se mai vește pe haină, în urzeală sau în bătătură, sau pe lucrul de piele, înseamnă că este o spuzeală de lepră. Lucrul atins de rană să fie ars în foc. Haina, urzeala sau bătătura sau vreun lucru de piele care a fost spălat și de unde a pierit rana, să se mai spele a doua oară și va fi curat. Aceasta este legea privitoare la rana leprei, când lovește hainele de lână sau de in, urzeala sau bătătura sau un lucru oarecare de piele și după care vor fi declarate curate sau necurate. Necurate. Necurate.